ziua și bun găsit, stimați spectator, la o nouă emisiune în Fotoliu cu Gimpi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Astăzi l-am ca invitat pe un domn din Hatzeg, pe care îl cunosc de foarte multă vreme. E vorba de Mircea Neiconi și astăzi are titulatura de președinte PMP Hatzeg. Mircea nu e obișnuit cu titulaturile astea de președinte, de partid și așa mai departe. Da, prefer Mircică, să știi. Da, prefer Mircică. Da. Ok. Deci bună ziua, bun venit de dată în studioul Capital TV. Bine v-am găsit. Și sunt onorat să fiu în fața ta și în fața oamenilor și mulțumesc, sper să fie o emisiune faină. Mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să vii în studio. Eu pe Mircea îl cunosc de fapt de multă vreme. Așa că de data asta, în emisiunea asta, o să folosim persoana întâi singular ca și adresare. Mulțumesc. De fapt, el așa vorbește cu multă lume, dar asta nu înseamnă o lipsă de respect, ci cu totul și cu totul altceva. Așadar, Mircică, că așa te știe toată lumea. Te rog, Adi. Nu? Vreau să întreb un lucru. Tu ești, oamenii spun patronul, tu ești conducător, ești CEO-ul, da, unei firme de succes. Ai făcut-o din nimic, ai crescut foarte mult. Ai puncte de lucru în toată țara. E un brand de-a dreptul ceea ce ai făcut. Măi, omule, ce trebuie ție politică? De ce te-ai înscris în PMP? Vrei președinte de partid la Hatzeg, candidezi acum pe liste electorale cu consilier local, dar primar nu vrei să fii și am să discut și chestia asta. Categoric o să discutăm, normal. Da? Mi se pare un pic ciudat. Mă uit la tine, te cunosc și nu-mi dau seama ce urmărești de fapt. Că la Hatzeg consiliul local, adică față de cifra de afacere a firmei tale, cred că vrei tu, cine știe ce funcții pe acolo și așa mai departe, dar fă-mă să înțeleg pe mine și pe oameni. Uite, o să spun un lucru care e foarte adânc săpat în inima mea. Cu mai bine de 10 ani în urmă, am încercat să îmi pun pe hârtie o deviză a vieții mele sau care sunt lucrurile cele mai scumpe pentru mine. Așa. Și le-am mai spus de multe ori. Deci în afară de Dumnezeu, de soția mea, de copiii mei, de prietenii mei, de firmă, relații, în afară de lucrurile astea, mi-am propus un obiectiv. Să creez, să fac parte sau măcar să ajut contexte sau medii în care oamenii și în mod special tinerii și generația tânără cresc și se dezvoltă. Și unul dintre mediile astea, dintre contextele astea, este firma mea, dar mai sunt și altele. E biserica în care Mircică stau. Este practicant, zic bine, neoprotestant, baptist, da? Da, 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 da. Da. Fără a ține atâta de mult de o formă, cât a ține mai mult de esență și de a-L căuta pe Dumnezeu, nu anumite forme. Ăsta e motivul. Ăsta e motivul. Păi, nu-l băgăm. Ieri am mai avut o emisiune cu un preot care candidează la primărie și m-am enervat de mult. Hai să vorbim pe limba ta, ok? Da, hai să vorbim pe limba mea și a oamenilor. Și atunci, chiar și mediul ăsta politic de care vorbim, e un mediu în care pot crește oameni. Și un lucru pe care îl vezi dacă te uiți în echipa noastră, sunt niște tineri extraordinari, care stau lângă noi acolo și cresc pe lângă noi. Dar acum, hai să revenim la ce vreau eu, nu? Da, exact. Ce cauți în PMP? De ce în PMP? De ce nu în alt partid? În PMP e foarte simplu. E singurul partid din eșicherul politic de acum care se pliază peste doctrina pe care o îmbrățișez eu. Conservatoare și creștin-democrată. Da, mă, Mircică, dar tu ai fost și la PNCCD. PNCCD avea aceeași doctrină, să știi. Și de ce nu te-ai dus la PNCCD? PNCCD-ul nu mai există. Sau aproape că nu mai există. Cum nu mai există? Că nu mai există. Nu, Doamne ajută. Bine. Nu, Doamne ajută. Păi, da. Înțelegi ce vreau să zic? Da. La ora asta, conducerea PNCCD nu mă mai reprezintă. În schimb, conducerea Partidului Mișcarea Populară mă reprezintă. Am un prieten fain acolo, îl cheamă Mihai Neamțu, mă consul cu el. Și
cred că generația asta tânără care conduce acum PMP-ul e o generație care mă reprezintă. Bun, dar nu mai... Apropo de mă reprezintă, e chiar și un slogan al nostru mă reprezintă. Și întrebarea care o punem oamenilor este pe tine cine te reprezintă în Consiliul Local? Păi ăla pe care îl voi vota probabil în 27 septembrie, dacă va ieși și consilier local. Acum nu avem voie să vorbim de voturi, așa, dar l-aștept și pe altă. Încă nu. Eu nu votez în Hasel. Oh, da. Bun, bine. Mergem mai departe. Te rog. PMP, nu ți-e teamă de faptul că o să spună lumea că ești băsist, Elena Udrea, chestii de genul ăsta? Ai văzut că Elena Udrea deja postează tot astea felul sunt de discuțiile, chestii? Astea sunt discuțiile standard la care asistăm acum când vorbim de PMP. Păi, Traian Băsescu și Elena Udrea. Da. Nu sunt de acord cu ilegalitățile făcute și demonstrate de către Elena Udrea. Nu sunt de acord cu nicio ilegalitate. Pentru că față de Elena Udrea, care îi și drăguță, restul sunt ilegalități urâte și mari care se fac în politică. Și am văzut la toate partidele oameni care au căzut la capitolul ăsta. Deci eu nu o să susțin, lipsa de integritate și ilegalitate acolo. Niciodată. Pe partea ilaltă mă întreb de Băsescu. Nu crede lumea că-s băsist? Nu cred că Băsescu este un om perfect, Adi. Dar știi ce cred? Că este cel mai bun președinte care l-a avut România până acum. Și asta cred eu. S-ar putea multă lume să nu creadă lucrul ăsta. Dar eu cred că Băsescu e un om care stă în picioare și care vorbește. Și care știe de unde vorbește. De aici. Dinăuntru. Care nu-i perfect. Eu te las să vorbești. Te rog. Nu, zic eu te las să vorbești. Ascult. Am vorbit. În regulă. Da, dar vezi tu că vine numai știe ce, pe vremea lui Băsescu. Nu te ia salariile, nu știu ce. Pensiile, alea. Da. Pe vremea PSD-ului ne-au dat. Ne-au dat. Și știi ce s-a întâmplat când ne-au dat? Uite, o căzut euro. Cu banii care aveam nu mai puteam să cumpărăm. Deci oricum lucrurile astea sunt jocuri. Sunt jocuri politice și de multe ori sunt jocuri murdare. Hai că vă dăm noi. Și după ce le dai, n-ai de unde să le dai. Pentru că România e o țară săracă și bugetul nostru e mic. Și după ce le dai, coșul de cumpărături, cu toate că banii sunt mai mulți sau lei sunt mai mulți, coșul e mai mic. Și oamenii văd lucrul ăsta. Singura treabă e că de multe ori noi manipulăm aici. Am înțeles. Ai decis să te implici în aceste alegeri locale și mai mult decât atât să mergeți din partea PMP-ului cu o listă de consilieri la Hatzeg. Prima mea întrebare ar fi pentru tine, de ce în 2020 și nu în 2016? În 2016 unde ai fost? De ce n-ai făcut listă de consilieri? De ce nu te-ai făcut un partid? La lucru am fost. La lucru pentru că eu lucrez pe mai multe planuri. Și m-ai întrebat, domnule, de ce nu primar? Pentru că, că o să vină. Da, dar poate că sărim dintr-o parte în alta. Hai să răspundem la întrebare ca să pricepă lumea. În 2016 ai zis că ai fost la lucru. De ce? Bun, ai fost așa cum ești la lucru. Da, îs la lucru. Bun, și ce fac acum? De ce n-ai făcut lista de consilieri? N-am simțit lucrul ăsta atunci. Pur și simplu n-am făcut-o. Aveam treabă. Deci eu am o firmă care are provocări mari. Și suntem o firmă de nivel național. Momentele alea au fost momentele în care încercam să trecem la alt nivel. Am intrat pe piața din Statele Unite. Deci sunt lucruri care au fost provocări. Deci eu nu zic că sunt omul perfect sau sunt omul care ajut și intru și fac peste tot lucrurile bune. Încerc să fac cea mai bună treabă cu viața mea. Dar am și limitări. Limitările le-am avut și acum și o să intrăm în ele în momentul când vrei tu să intrăm. Referitor la de ce nu la funcția de primar. Bun, în 2016 da. Îmi spui că ai avut treabă și ai avut limitări. Și acum am. Ok. Și atunci, dacă ai și acum treabă, ce cauți în politică? Îți răspund cu primul răspuns care ți l-am dat. Ia. Încerc să creez medii în care oamenii se dezvoltă și cresc. Și aș vrea ca hațeganii să o ducă mai bine. Și ăsta am crezut eu că e momentul și oportunitatea de a intra și de a influența acolo. De a influența viața Hațegului la nivelul la care, bineînțeles, pot să-mi permit eu. Și lucrul ăsta i-aș sfătui pe toți telespectatorii tăi să facă ceva, fiecare, ca să îmbunătățim un pic viața asta. Bun. Așa cum poate fiecare, da. Încerc să creez mai din care oamenii să crească. Ne vom lega, să spun așa, și de afirmația asta mai târziu.
Acum spunem totuși ceea ce se întreabă toată lumea. Ok, listă de consilieri, listă de consilieri, da, primar. De ce n-aveți? De ce n-aveți candidat la primar? Deci aici trebuie să lămurim două lucruri. Nu avem candidat la primar pentru că echipa pe care o are acum Partidul Mișcarea Populară în Hațeg este o echipă de oameni foarte valoroși și profesioniști și fiecare o valoare cu competențe înalte în domeniile lor de activitate. Așa. Oamenii ăștia la ora asta slujesc comunitatea cel mai bine de pe pozițiile lor. Și atunci, influența pe care vrem să o avem, așa cum ziceam despre denumirea emisiunii, altceva sau altfel, cum ai zis, pentru politică, Hațegul altfel, am vrea să facem o schimbare. Oamenii ăștia care sunt cu competențele lor, fiecare în domeniul lor, să-și aducă contribuția la nivel decizional, adică la nivelul Consiliului Local. Și am vrea să facem o schimbare acolo. Stilul care era pe vremuri, eu fac tot. Eu știu, eu sunt singurul care am făcut. Eu lucrez în echipă, dar de fapt nu lucrez în echipă, pentru că echipa a plecat. Vrem să facem altfel. Nu dau nume, chiar dacă mă presez aici, pentru că toată lumea știe. Și oamenii ăștia sunt oameni pe care îi respect și sunt prietenii mei. Și faptul că am lucruri care zic, domne, nu sunt de acord cu mine, sunt convins că și ei au lucruri care nu sunt în acordul meu. Deci nu vreau să intru în polemici de genul ăsta și în atacuri personale. Nici vorbă de așa ceva. Dar nu e vorba de un atac. Nu e vorba de un atac. E vorba de ce schimbăm. Bun, deci tu spui de ce că schimbăm? Tu vii și îmi spui, Hațegul altfel, așa. Corect? Asta, aici văd eu diferența. Un consiliu local care să funcționeze. Că până acum, părerea mea este că nu a funcționat Consiliul Local și de obicei nu prea funcționează. De consilierii ce? Vin la lucru. Corect. Primarul face toate proiectele. Vin la ședință. La ședință, scuză-mă. Vin la o ședință. De pe care își iau banii ăia, nu prea mulți, dar oricum. Vin acolo, votează și au plecat acasă. Lucrul ăsta trebuie schimbat. Știi de ce? Pentru că un consiliu local bun este consiliu care decide și care ține în mână soarta orașului. Asta înseamnă să votezi. Asta înseamnă să votez, dar ar trebui să însemne ceva mai mult. Păi, hai să spun eu care e problema din punctul meu de vedere, dar nu numai la Consiliul Local, Hațeg, în toate consiliile. În toate locale. Consiliile locale. Și chestia asta... Tu zici că nu putem schimba noi, corect? Măcar încercăm. Nu puteți schimba. Și să spun și de ce. Și nu merită încercat? Ba da. Să știi că de multe ori încercările astea mărunte, poate nu reușim din prima, nici din a doua, dar s-ar putea să vină după noi alții și până la urmă să preia ideea asta, domne, și să facă o schimbare, înțelegi? Oameni care sunt buni fiecare în domeniile lor să-și aducă o contribuție la schimbare. Pe telefon vorbesc cu cei din regie. Da, bine. Da, te uitai așa foarte contrariat. Da, mă umiliau și eu. Dacă... Nu, cu cel din regie vorbesc. Ideea este următoarea. Consiliul Local nu funcționează pentru că eu am văzut foarte puține proiecte de hotărâre inițiate de către un consilier local. Corect. E normal. Acum te întreb atâta și eu. Atâta vreme cât nu știi normal. Pentru că 90% dintre consilierii locali habar n-au să scriu un proiect de hotărâre. Ar trebui să facem o schimbare acolo? 90% dintre consilierii locali habar n-au de legea administrației publice locale. Corect. Dar știi ceva? Numai te întrerup un pic. Știi ceva? Consiliu are un secretar și are juriști și are oameni care se pricep la treaba asta. Nu, dacă există secretar, primăria are secretar. Primăria, scuză-mă. Dar oamenii ăștia, aparatul primăriei poate fi folosit. Pentru că, dacă vrem să fim corecți, Consiliul Local e un for decizional. Primăriei e obligat să îi scrie proiectul de hotărâre. Dar nu e vorba de a scrie, dar normal, poate să fie consultantul nostru, pentru că noi nu suntem specialiști aici. Deci noi putem să cerem ajutorul acolo dacă vrem să ne implicăm și dacă vrem să facem un Hațeg altfel. Ok. Bun. Cu sprijinul secretarului primăriei, cu o idee, cu chestii de genul ăsta, numai că eu cred că acel consilier local trebuie să aibă habar ce înseamnă un buget, niște capitole, niște articole, niște chestii de genul ăsta, pentru că în momentul în care te pui să inițiezi un proiect de hotărâre de consiliu local, trebuie să vezi dacă ai sustenabilitate din partea bugetului, adică dacă ai de unde să susții proiectul. Și normal. Știi? Am văzut că ai notat ceva. Știi ce am scris aici? Ce? Echipa. Nu toți oamenii sunt buni la toate detaliile. Și cred că ăsta e lucru care ar vrea PMP-ul din Hațeg să-l aducă nou. Un lucru în echipă. Categoric, eu nu am
expertiza și experiența unor scrieri de proiecte în Consiliul Local. Dar am ideile mele. Oamenii din echipa mea au ideile mele. Și atunci trebuie să găsim omul, domne, care să pricepe la a scrie proiectele astea de hotărâre. Și asta e ideea, de a lucra în echipă, de a sta la masă, 5 oameni, 10 oameni, a le pune toate jos și cineva care știe să le scrie, le scrie, cineva care le vede nevoile, cineva care le aude nevoile oamenilor, să vină și să le pună acolo. Măi, Mircea, e frumos ce spui. Merită încercat, Adi, de aia am intrat aici. Da, hai să spun o chestie. Hațegu are un buget de... Ce buget are Hațegu? Destul de mic. Corect. În 27 septembrie... Știi care e întrebarea mea? Măi, da, mic, dar cum îl folosim? Pentru că putem face lucruri... Să-ți explic. Dacă e un buget foarte mare, noi ne putem face toate proiectele care le-am pus într-un an sau doi. Dacă bugetul e mic, le luăm la rând. Ne uităm la priorități. Ok. Care sunt cele mai importante lucruri care trebuie rezolvate acum? Mai puțin. Care e nevoia cea mai mare a oamenilor din Corect. Și începem cu alea. În eu nu zic că le putem face toate, dar trebuie făcute într-un proces. Te rog. În 27 septembrie sunt alegeri, după care, după 27 septembrie, vine noua echipă, cu primar, cu Consiliul Local și așa mai departe. Veți merge până la sfârșitul anului pe vechiul buget. Da? Când nu cred că nu mai dă nimeni bani. Eventual mai vine o rectificare bugetară prin decembrie care dă banii la persoanele însoțitoare, chestii de genul ăsta. Că de regulă așa e rectificarea aia din decembrie. E, în ianuarie deja, dacă apare bugetul, ianuarie-februarie, voi va trebui să votați noul buget care vă e dat. Adică, na... Ăla se face. Cine face de regulă bugetul? Contabilitatea, nu? Și îl fac pe baza unor previziuni. Adică, doamne, previziunea ca ta. Ăștia sunt banii care avem, să vedem ce putem face cu ei. Normal. Bugetul ăla trebuie introduse inclusiv chestiile de anul trecut, adică investiții în curs, în nu știu ce... Categoric. Vi se lasă o moștenire. Și o să te trezești că din ce vrei tu să faci, n-ai să pui 2 lei. Ce faci? Ceva. O să punem. Cât o să putem, o să punem. Eu cred că treaba asta fiecare telespectator al nostru știe. Un pic mai tare să transformăm. Fiecare telespectator al nostru știe lucrul ăsta. În momentul când bugetul meu e mic, dacă eu sunt înțelept, îmi folosesc banul ăla puțin pentru prioritatea mea numărul 1. Pentru ce e mai important în familia și în viața mea. Și asta trebuie să facem acum. Dom'le, cât avem? Atât avem. Ce mai putem face? Ar trebui să tragem mai tare pentru proiecte europene atâta timp cât mai avem, proiectele astea, fondurile. Da, dar ai văzut că a venit Mareș, care e administratorul public al orașului și ce dați, băi, cu proiectele europene? Că, băi, habar n-aveți. Când noi n-am reușit până acum, sau ce? Nu, că nu știți măcar ce. Voi știți ce acțe sunt din 2021? Păi și da, pentru să treaba asta mergem acolo. Pe nevoile. Deci, Adi, eu lucrez la proiecte europene în firma mea. Nu eu sunt specialistul. Dacă domnul Mare și specialistul, treaba lui. Eu nu sunt specialistul, dar am oameni care se pricep și în același timp lucrăm cu consultanță. Și în cazul ăsta e foarte simplu. Folosim la fel aparatul primăriei și acolo trebuie să vedem care sunt oamenii și dacă nu avem oameni suficient de bine pregătiți, externalizăm. Dar suntem concentrați și focusați să depunem proiecte pe fiecare axă. Pentru că fiecare ban care vine acolo e un ban pe care îl câștigăm. Pentru că bugetele e adevărat că sunt mici. Și pentru o treabă de genul ăsta merită lupta. Bun, și de ce nu aveți candidat ca primar? Aha. Știi de ce nu avem? De ce? Pentru motivul care ți-l spuneam la început. Avem o echipă de oameni care fiecare sunt responsabili și profesioniști în domeniile lor. Nu a fost nimeni dintre noi. Au fost presiuni foarte mari și pentru mine. Mircică, neapărat trebuie să intri, trebuie să ne reprezinți, trebuie să așa, 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 așa. Și mi-am făcut bine socoteala. Deci eu îi trădam pe Hațegani dacă intram cu proiectele care le am acum, proiectele mele personale din firmă, dacă intram acum în primărie. Pentru că ori lăsam primăria, ori îmi lăsam proiectele mele. Păi și dacă iubești Hațegu așa de tare... Ia că lăsai proiectele tale. Dar bine, s-ar putea oamenii din Hațeg să-l iubească asta tot. Asta o să zică da, lumea. Dar nu toți îl iubesc pe Hațeg. De ce nu candidează toți la primărie? Păi pentru că oamenii au fiecare problemele și nevoile lor. Da. Și atunci, hai domne, să ne punem împreună și să vedem cum putem fiecare să-și aducă contribuția. La ora asta, eu nu am avut timpul, nu că n-aș fi vrut și nu că nu m-ar fi tentat,
Nu am avut timpul și energia suficientă ca să intru într-un proiect de genul ăsta. Și atunci ce să fac? Să abandonez? Nu. Nu. Hai să vedem. Să candidez de primul. Păi e foarte simplu. Am găsit un om. N-am găsit pe lista mea, dar am găsit un om pe care să îl reprezentăm acolo. Dar voi nu faceți alianțe mici, ca așa a zis și domnul Tomac și domnul Băsărescu. Îmi pare foarte bine că am ajuns aici. Echipa PMP Hațeg participă la alegerile astea. Mai ales că doar PMP-ul a fost dat la o parte din domnul Semeon, îmi dai voie să vorbesc. Vă rog frumos, lasă-mă ce vorbiți. Da. Deci, echipa noastră participă doar pentru Consiliul Local la alegeri, cu listă de consilieri. Așa. Aici, la lista asta, nu avem absolut nicio alianță. Și știți ce vă spun la toți? Aș vrea ca în Consiliul Local Hațeg să fie numai PMP. Wow, și să nu fie altcineva. Să fie primar de la alt partid. Nu contează. Aici unde avem decizia, tragem doar pentru PMP. Așa. Pentru nimic altceva. Bun. Și acum, nu avem aici nicio alianță. Nicio alianță la capitolul alegeri locale. Consiliul local, listă de consilieri. Aici e lupta noastră și aici suntem singuri. Și lucrul ăsta l-am discutat și cu președintele partidului, cu domnul Tomac, l-am discutat și la județ. Astea sunt limitările noastre, ne-au fost acceptate și atunci hai să vedem ce facem. Luptăm pentru Consiliul Local fără nicio alianță. Asta ar însemna, după cum insinuezi tu, domne, voi mergeți cu listă de consilieri, aici luptăm pentru noi, faceți alianțe. Nu facem alianțe, dar și normal că ne uităm. Cine am vrea noi să conducă orașul? Eu nu zic că suntem cei mai buni și nici nu vreau să zic, bă, noi suntem mai slabi. Nu e adevărat. Stânga, când a fost la putere, o condus și ea și a făcut și lucruri bune. Și aici e răutatea noastră, că nu vedem lucrurile bune. Mă uitam, de exemplu, la domnul Timiș data trecută și ne spunea, domne, am făcut, asfaltul meu a fost mai bun. Domne, nu contest. Nu contest. Dar eu nu aș vrea, în următoarele alegeri, să conducă stânga. Aș vrea să conducă dreapta. Și atunci, și normal ca eu, dacă vreau să am un cuvânt de zis, sau echipa mea, să avem influență, că practic asta înseamnă să conduci, să ai influență. Și normal că trebuie să susținem ceva. Știi ce am hotărât să susținem? Dar asta după ce am tras linia alegerilor locale și demonstrăm câți consilieri putem să punem în consiliu. Așa. După ce tragem linia, îl vom susține pe primarul care va ieși al Partidului Național Liberal și știi de ce care îl susține. Va ieși? Va ieși, da. A, deci eu cred lucrul ăsta. Că deci susții dreapta, și nu? Categorii, păi categorii. Și de ce susții pe tânărul de la USR? Poftim? De ce nu-l susții pe tânărul dar de tu, la USR? Tu susții care... că USR-ul este dreapta? Păi, nu, e așa spun. Vrei să discutăm treaba asta acum sau să terminăm spun. Și după aia trecem? Hai să terminăm și pe urmă trecem. Dacă vrei, putem sări nu, așa. Nu, că nu se leagă lumea da. Nimic. Bun. Eu cred că reprezentantul Partidului Național Liberal, adică Adi Pușcaș, este cel mai competent om din punct de vedere al finanțelor. Și cred că și al pregătirii în general. Un lucru care mi-a fost pus, domne, Adi nu e antreprenor și nu e întreprinzător și nu e omul care sparge ușile și le deschide. S-ar putea să nu fie asta. Dar știi ce am observat? Un om cum se cade și un om valoros și un profesionist bun la locul lui, recunoscut de toți, începe la ora asta să fie împroșcat. Și lumea zice, bă, ăsta nu e mai bun, ăsta e un dezastru, ăsta e așa. Din punctul meu de vedere, eu am auzit eu, din punctul meu de vedere, Adi, dinainte de a intra în alegeri, nu s-a schimbat. E omul pe care l-am cunoscut și pe care la ora asta îl voi susține. Și zic, dacă aveți de votat listă de consilieri, vă rog să votați lista noastră, e cea mai bună. Și sunt oamenii cei mai serioși și cei mai bine pregătiți. Și studiați, dragilor, uitați-vă la ei. Dacă credeți voi că vă reprezintă, votați pe ei. Din punctul ăsta al de vedere, mă întreb pe cine susțin la primărie. Noi acolo nu avem candidat. Dar acolo nu zic nu-mi pasă. Sau nu mă bag. Acolo zic susțineți-l pe Adi Pușcaș. Bun. Te rog. Că îl iubiți și îl susțineți atât de tare, domnul... N-aș putea să zic de iubire, vorbesc de iubire, dar susțin... Îl susțin, nu cred că e omul perfect, dar cred că e cel mai bun. De ce nu-l luați acasă? Dar în sensul la mine? De, da, nu, în sensul de ce nu l-ați luat la PMP? L-aș lua, să știi, da. De, vedeți? De ce nu l-ați luat la PMP? De ce nu, nu, ca, nu că ar fi altă viață dacă l-am avea știu, la noi. Nu știu, dar da. Eu întrebă o chestie pe care poate se întreabă telespectatorii noștri și atunci vă pun eu întrebarea.
Dumneavoastră ziceți că aveți echipă de oameni valoroși și așa mai departe. Da. Păi de ce nu l-ați tras în echipa asta de oameni valoroși pe domnul Pușcaș? Domne, cum ați cuprins trei partide? N-am reușit. Păi... să-l tragem la noi. Atunci e o problemă. Dacă domnul n-a avut încredere să vină la voi. Nu-i vorba de încredere, vezi? Tu răstălmăcești lucrurile. Sau dacă nu le răstălmăcești, măcar le ațăți. Păi asta e meseria. Asta e meseria ta. Adică, da. Omul a fost la USR, a fost la ALDE, el la PNL, de ce n-ar fi venit și la PNL? Nu prea sta prin ele, deci au avut așa. Tocmai de-aia. Și acum voi spuneți că e bun și competent, că aveți oameni competenți. Dar noi nu, noi, eu nu discut la ora... că nu sunt rău. Eu prezint o chestie. Da, dar o prezint tendențios. Acum, lasă-mă și demontează. Te las, te las. Deci, zici că e bun, că e ok, că nu știu ce, da? Că voi aveți oameni valoroși. Dar tu ce zici? Cine e cel mai bun dintre ăștia? Nu știu, nu e treaba mea să spun asta și nu pot face afirmațiile astea. Da. Deci, serios. Adică nu mă pune să fac chestii. Știi cum se zice la Cluj? Toți sunteți foarte buni. Știi cum se zice la Cluj? Cum? No, serios. No, serios. Da. Deci, voi, de voi acolo, da, știți să vă prezentați, să vă puneți în valoare, că până la urmă era să zic, vă vindeți marfa, dar putem spune și ne așa. Ne vinde marfa. Deci eu sunt conștient că noi avem o limitare aici, la faptul că nu avem candidatul nostru pentru funcția, deci, de primar. Deci, pe bună, mie îmi vine, nu știu și, ce să-ți fac pe chestia asta, da, nu se poate. Să știi că doamna secretar, doamna secretar general adjunct, doamna Ioana Constantin, da, m-a certat. O zis, domne, nu-i admis să ai așa o echipă și să, știi, nu, adică să, nu, ai, vii, să nu ai candidat la primar. Noi consilier, da, dar noi deci noi, pe... noi recunoaștem treaba asta ca o limitare, dar limitarea asta există. Și atunci ce facem? Ne legăm la cap sau ce, domne, nu suntem buni și am plecat? Bă, dar suntem buni aici. Suntem buni aici. O facem unde suntem buni. Asta e părerea ta. Părerea mea e că noi suntem cei mai buni pentru Consiliu și pentru asta vom spune oamenilor, domnilor, aveți grijă, uitați-vă, uitați-vă la oameni. Dar nu zic eu, ăștia sunt oamenii buni, studiați voi. Care sunt oamenii în care aveți încredere? Care sunt oamenii care credeți că lucră și luptă de drag pentru voi? Nu pentru posturile lor și pentru... în sfârșit. Bun, interesele hai să luăm câteva momente de publicitate. Deja s-o terminat prima parte. De lapte, o gură de lapte, o gură de apă și revenim imediat. Rămâneți cu